Bună ziua! Stăm de vorbă cu Andrei Iordan, co-owner al firmei Winfo, care oferă soluții de business intelligence pentru companii. Te salut, Andrei! Spune-mi, te rog, sunteți o firmă care oferă servicii, așa cum spuneam, de business intelligence. În România și peste tot în lume există servicii de intelligence sau așa numitele servicii secrete, cum se numesc în popor. La ce bun business intelligence? Bună ziua, mersi mult de invitație. Business intelligence înseamnă acea suită de software și hardware și datele unei companii în care software-ul este capabil să extragă date din sursele fiecarei companii și să ofere managerilor analizele și rapoartele de care aceștia au nevoie pentru luarea rapidă a deciziei oportune. Cam asta înseamnă business intelligence. După 8 ani în care ați distribuit practic produse de business intelligence, produse realizate de producători străini, ați intrat pe piață, ați intrat și noastră în producție, ca să zic așa, aveți propria aplicație pe care vreți să o dezvoltați mai departe. Înțeleg că ați reușit firma să obțină un grant de la concernul german Bayer. Da, da, este adevărat. Este o poveste extrem de frumoasă. O poveste care în spate are o dorință veche de a mea, de a crea un produs, de a crea ceva de la zero, de a inova undeva. E că niciodată nu știi exact când vine acel moment. Pentru mine și pentru compania mea, acest moment a venit anul trecut, când am aflat, fiind la Berlin la o conferință, despre un program de granturi oferit de Bayer în Germania, axat pe două teme principale, digital healthcare și business intelligence. Și atunci am încercat să rememorez toți acești 7-8 ani de zile în care am lucrat pe piața de business intelligence și ajutând oamenii să vadă, să înțeleagă datele și cum să acționeze pe informațiile pe care le obțin din date. Și am avut o idee. Cum aș putea să-i ajut mai mult? Cum ar putea trece la nivelul următor? O idee pe care am așternut-o pe hârtie, ne-am imaginat cam cum ar trebui să arate produsul și PDF-ul obținut la momentul respectiv, în primăvara anului trecut, l-am trimis la Bayer. După câteva luni, cam două luni, am fost sunați pentru a da mai multe explicații în cadrul unei conferințe online. Am oferit explicațiile respective, iar după încă o lună am aflat că suntem câștigătorii premiului cel mare oferit de Bayer, un grant de 15.000 de euro pentru a dezvolta, pentru a pune în aplicare ideea noastră. Când v-au intrat banii în cont? În momentul în care am pus în aplicare, pentru că e nemțește, da? Aceștia sunt banii pentru a duce produsul de la stadiu A la stadiu B. Produsul se numește Rivera. Produsul se numește Rivera. Da. Ce face Rivera? Rivera este un instrument care înglobează două puncte de ajutor în luarea oricărei decizii. Unul este conceptul de storytelling, iar celălalt este comunicarea socială. Adică le oferim posibilitatea oamenilor atunci când iau decizii, când pregătesc o decizie care se ia într-o echipă, se ia în colaborare cu ceilalți membri ai echipei, să își exprime înțelegerea lor vis-a-vis de toate informațiile pe care le folosesc în luarea deciziei, de așa natură încât cei participanți să aibă o viziune comună asupra informațiilor respective, iar pe de altă parte să comunice într-un mod extrem de uzual în zilele noastre și benefic din câte se vede, respectiv al rețelelor sociale, de așa natură încât
să ia decizia potrivită într-un termen cât mai scurt. Deci ne întoarcem la partea de business intelligence. Păi de ce să nu folosească atunci rețelele sociale care sunt gratuite? Discutăm de decizii care se iau în corporații. Discutăm de decizii care se iau la nivel de departament, de anumiți oameni și doar anumite persoane care sunt implicate în fiecare decizie. Trebuie să existe un sistem adaptat al acelei rețele sociale pentru nevoile și specificul organizațiilor de business. Și eu cred că noi îl avem. Păi, care ar fi totuși diferența între acest produs și ceea ce există pe piață? Deocamdată nu există ceva similar pe piață. Și noi și cei de la Bayer am făcut un research și încă nu am găsit un produs lansat pe piață care să propună aceleași avantaje și aceeași metodologie pe care noi o propunem. Acum rămâne să vedem ce se va întâmpla în viitor. Partea pozitivă, din punctul meu de vedere și pentru care suntem extrem de mândri, este faptul că Bayer a hotărât să continue cu noi acest proiect de dezvoltare al produsului Rivera prin implicarea lor, prin faptul că în curând, peste maxim o lună, vom merge în Germania și vom instala în headquarter-ul Bayer produsul nostru și vom avea useri reali, vom primi feedback, vom modifica produsul conform feedback-ului utilizatorilor și să sperăm că vor fi extrem de încântați la sfârșit și vom trece și în alte etape. Bayer-ul a venit cu 15.000 de euro, voi cu cât ați venit? Din perspectiva banilor, cu siguranță am venit cu ceva mai mult de dublu. Dar faptul că în acest drum am pornit cu o astfel de organizație atât de mare, atât de performantă, cu acces la diverse resurse, nu numai financiare, dar și de business, cu oameni experimentați, pentru noi a însemnat foarte mult și înseamnă în continuare. Care sunt pașii următori în această relație cu Bayer? Primii pași, așa cum am zis, vor începe în mai, în care, atunci când vom instala Rivera și vom aduna feedback-ul utilizatorilor reali. După care așteptăm răspunsul din piață, pentru că Rivera este un produs care s-a născut din problemele utilizatorilor de business, acum se întoarce la utilizatorii de business și ei vor fi cei care vor decide dacă este exact ceea ce le trebuie. Bine, dar de ce v-au dat cei de la Bayer banii ăștia? Ce câștigă Bayer? În primul rând, ne-au dat acești bani pentru că am câștigat grantul și conform grantului și-au respectat obligația. Deci au organizat schema asta de grant. Cred că, în primul rând, Bayer este o companie inovatoare, o companie care stimulează inovația. Și atunci, de multe ori, atât timp cât inovația pleacă de la startup-uri, de foarte multe ori se întâmplă acest lucru, atunci trebuie să ai o legătură cu aceste startup-uri. Și consider că au luat câteva teme de interes pentru ei și au încercat să găsească acele idei pe care ei le văd cu șanse de succes în viitor și să le sprijine. E adevărat totuși că Bayer este o companie uriașă. Deci, practic, 15.000 de euro nu înseamnă mai nimic pentru... Cred că pentru stadiul de idee și așa cum spuneam anterior, în momentul în care ai un PDF în față, da. 15.000 de euro s-ar putea să nu mai fie atât de puțin, indiferent că vin de la o companie cu, așa cum ai spus și tu, cu vânzări de peste 40 de miliarde de euro pe an. Din punctul nostru de vedere, banii au fost extrem de bineveniți, ne-au ajutat. Și cu siguranță, dacă produsul va avea succesul pe care noi ne-l imaginăm, vor
se vor găsi și alte surse de finanțare. Și în germanii și în general companiile mari nu aruncă cu bani. Nici o companie. Cheltuiesc fiecare dolar bine. Nici o companie nu aruncă cu banii, așa cum spuneai anterior, și clienții noștri, care sunt companii foarte mari, nu aruncă niciun leu, vor să vadă valoarea de pe fiecare leu pe care îi investesc. Practic, ăsta e secretul, să faci o companie din aceasta uriașă, să înțeleagă că dacă îți devine ceea ce se numește un business angel, te ajută într-o afacere, te ajută cu o idee, să-ți dezvolți o idee, ei trebuie să înțeleagă că banii respectivi, fiecare dolar de acolo nu este irosit. Absolut, absolut. Și întotdeauna e o relație de parteneriat. Cel puțin din experiența mea, nu este o firmă care îți dă niște bani și se întoarce cu spatele. Da. Nu. Sunt extrem de interesați de rezultatele ce urmează. Au oameni care se implică, oameni care au proiecte asignate pentru susținerea ideii și respectiv a startup-ului respectiv. Lucrurile sunt foarte bine organizate și, exact cum spuneai, nimeni nu aruncă absolut niciun leu și vor să, fiind o societate comercială, trebuie să obțină profit din absolut orice. Păi ce, stă un angajat german pe capul vostru toată ziua, n-ai făcut aia, ai făcut aia, fă aia, fă așa? Nu se pune chiar așa problema că n-ai făcut aia, că nimeni, iarăși repet, e parteneriat. Nu, dar avem un project manager asignat și care normal este interesat de la Bayer, absolut, și care este interesat de evoluția proiectului, ne susține cu absolut tot ce avem nevoie din perspectiva informațiilor logistici și financiar și așa mai departe. Și cum gestionează el proiectul? Prin rețelele sociale? Să zicem, nu neapărat rețele sociale, este gestionat la distanță prin întâlniri online, absolut, telefon, mail, oarecum lucruri clasice, plus și noi și în trecut am fost de câteva ori la Berlin, urmează să mergem de câteva ori iarăși și da, suntem extrem de încântați de modul în care ei gestionează, dar eu sper să le fi câștigat încrederea și tocmai da, cu siguranță le-am câștigat atâta timp cât au decis să meargă mai departe cu noi în această colaborare. Practic ei au combinat toate aceste modalități dezvoltate în vest de a ajuta afacerile și inovația. Pe de o parte business angels, ei vin cu bani ca un adevărat investitor, pe de altă parte au dezvoltat și un accelerator de afaceri, adună în jurul lor, sub aripa lor, mici firme care au idei și le ajută să le pună practic, da, să dezvolte mai departe. Din perspectiva mea, foarte multe companii discută de responsabilitatea socială și proiectele pe care le fac, dar eu văd și astfel de proiecte ca fiind oarecum legate de responsabilitatea socială. Da? Tu ai ajuns, ești o companie uriașă și atunci cum poți să te implici în dezvoltarea și celorlalte companii, a ideilor inovatoare? Da. Cum să aibă șanse și alte idei inovatoare? Când tu deții niște resurse financiare, ai foarte mult knowledge de business, de lansare de produs, asta de marketing, de absolut e orice. Mai mult decât cei 15.000 de euro. E mult, da. Înseamnă know-how, înseamnă exact. Management, înseamnă... Exact, exact. Despre asta e vorba. Foarte multe cunoștințe de modul în care ne îndrumă, de modul în care ne învață să vedem anumite lucruri când să sperăm că urmează să discutăm de lansare de produs, ce înseamnă o lansare națională, internațională și așa mai departe. Sunt oameni cu foarte multă experiență și mă bucur că sunt atât de implicați. Dar cum este relația cu o companie atât de mare, ca mai și germană? Este dificil să comunici cu ei, să intri în sistemul lor de a lucra? În primul rând, ei sunt germani, voi sunteți români. Ei sunt o companie uriașă, multinațională, de, cum spuneam, peste 40 de miliarde de euro pe an. Voi sunteți o firmă mică din România. Cultura aceasta organizațională, corporativă, cum ați reușit să vă adaptați la ea? Noi lucrăm și în România cu companii care sunt sub
CDR-e ale multinaționalelor. Și foarte multe reguli le știam și bineînțeles că se aplică și în cazul nostru al relației cu Bayer. Comunicarea și integrarea proiectului a fost, din perspectiva mea, extrem de facilă, pentru că atâta timp cât ei și-au asumat oferirea acestui grant pentru dezvoltarea ideii, știau foarte bine care sunt pașii care urmează, modul în care se vor implica și lucrurile au decurs extrem de facil pentru noi. Cu siguranță mai sunt anumite probleme administrative care, absolut, ca în orice altă mare corporație, durează un pic mai mult. Bine, depinde la ce raportăm. Normal că dacă discutăm relația între două companii mici, sunt și mai puțini oameni implicați, anumite lucruri administrative se rezolvă mult mai rapid. Dar atâta timp cât, să zicem, ai de așteptat după o hârtie, da, pe care trebuie să-și pună semnătura diversi oameni și acei diversi oameni sunt asaltați cu cereri din întreaga lume, deci deja discutăm de un lucru global, automat unele lucruri, să zicem, administrative sunt un pic întârziate, dar nu ne-am împiedicat cu absolut nimic acest lucru. Bine, acum, toată lumea, când spui Bayer, toată lumea se gândește la aspirină. De unde și pentru business intelligence software? Ei sunt cei care au inventat aspirina. Ca orice altă companie, și companie mare produce foarte multe date și sunt foarte mulți oameni care sunt implicați în luarea deciziilor. Deci interesează extrem de mult procesul decizional. Așa cum spuneai și tu, nu contează domeniul de activitate, până la urmă deciziile se iau într-un anumit fel, indiferent de domeniul de activitate al companiilor. Și atunci, da, sunt interesați de soluțiile de business intelligence. Bun, dar Bayer ce riscă să piardă în sistemul ăsta lor de business angels, acceleratoare de afaceri? Mi-e foarte greu să vorbesc în numele lor. Na, ce riscă să piardă? Nu știu dacă au ceva de pierdut, cu siguranță faptul că stimulează partea de inovație, că toate lucrurile sunt extrem de transparente, au fost companii din toată lumea care au câștigat, nu conta de unde ești, atâta timp cât ai respectat regulile jocului, care au fost extrem de clare de la început, atunci cu siguranță câștigă foarte mult din perspectiva imaginii a companiei care stimulează inovația și startup-urile inovatoare. Nu cred că au ceva de pierdut, pentru că și acest lucru îl fac foarte bine. Da? Investești o anumită sumă de bani, vezi care sunt rezultatele, dacă consideri că merită, mergi mai departe. Normal că toate investițiile sunt bine calculate. La voi am înțeles, câștigul este uriaș, pe lângă banii respectivi, și know-how, managementul în sine, relația de faptul de a avea o relație atât de strânsă cu un așa mare jucător pe piață, înseamnă ceva foarte mult. Dar v-ați gândit și la ce ați putea pierde? Care e coșmarul tău cel mai mare? Eu sunt un antreprenor. Am început diverse business-uri. Majoritatea am reușit. Nu mă gândesc acum ce pot pierde. Atâta timp cât mi-am asumat acest proiect și cred foarte mult în el și a trecut prin anumite etape în care am primit o confirmare că este bine ceea ce am gândit inițial și că atunci cred în continuare și sper să câștigăm. Pierdut? Da. Nu știu exact în momentul ăsta. Ce este practic? Vreau să înțeleg mai bine relația aceasta între voi ca firmă românească mică și un gigant cum este Bayer german. Ce este, cum îl percepeți voi acest gigant Bayer? Este un business angel, este un partener, este un potențial și client și un partener de afaceri? În momentul acesta îl văd și simt ca pe niște parteneri. Dar pe de altă parte, întotdeauna am zis că pentru a avea succes într-o anumită afacere,
trebuie să ai cel puțin doi clienți. Și anume, primul client, pentru că primul client îți demonstrează că ceea ce gândești tu are valoare pentru cineva în lumea asta și nu contează dacă este mare sau mic. Iar al doilea client extrem de important este primul client mare, primul client cu care faci niște volume de așa natură încât să-ți poți finanța business-ul și produsul pe mai departe. În momentul ăsta, Bayer pentru noi este un partener și sperăm să devină și primul client și primul client mare. Hai să revenim, te rog, la etapele acestei relații pe care aveți voi cu Bayer, al acestei scheme de grant. Ați participat la acel call, acel concurs, practic, da. Asta a fost o competiție. Da. Ați primit în cele din urmă finanțarea, v-au îndrumat, v-au luat practic sub aripa lor. Care sunt etapele următoare? Ce faceți mai departe? Grantul s-a terminat. Grantul s-a terminat. A fost pe trei luni, da. Am dezvoltat produsul acolo unde am stabilit împreună că îl vom dezvolta în cele trei luni. Lucrurile au ieșit suficient de bine încât și Bayer să fie și ei să fie motivați să mergem mai departe. Și peste o lună vom începe să testăm produsul la Bayer cu utilizatori din businessul real și vom dezvolta împreună noi funcționalități așa bazate, bineînțeles, pe feedback-ul utilizatorilor. Este o etapă extrem de importantă, este o etapă pentru care sunt extrem de încântat că am atins-o și sper să se sfârșească la fel de bine. Și pe urmă vom vedea. Alte oportunități de finanțare ați accesat? Nu am accesat, m-am interesat atât cât mi-a permis timpul și cunoștințele pe care le am despre ceva finanțări europene pentru acest produs Rivera, dar din câte am înțeles, deocamdată nu se califică pentru aceste finanțări, pentru că încă nu este un produs lansat pe piață și ar necesita din partea noastră o investiție foarte mare care ar putea fi urmată de un sprijin pe fonduri europene. Deci, deocamdată, avem o autofinanțare și a partenerilor noștri și de la Bayer. În urma rezultatelor să sperăm că vom ajunge la acel nivel în care să ne căutăm investitori. Dacă ar fi să accesați o schemă europeană, cam de ce sumă ați avea nevoie, să zicem, să atrageți pe OSCC vestitul, programul operațional de sectorial pentru competitivitate, fonduri de cercetare, sunt acele fonduri Horizon, granturi europene pentru cercetare și inovare. Cam câți bani credeți că v-ar fi de folos în perioada următoare? Dacă ne gândim la o lansare a produsului la nivel internațional, cred că discutăm de minim 2-3 milioane de euro. Credite bancare, iarăși o altă sursă de finanțare pe care trebuie să o aibă companiile în vedere. Da, cu siguranță există, dar în cazul nostru, până acum pentru business-ul pe care îl avem pe partea de business intelligence, încă nu am avut nevoie. Am reușit să ne autofinanțăm. Din perspectiva acestui produs pe care îl dezvoltăm, Rivera, valoarea creditului ar fi atât de mare încât în acest moment ar fi extrem de greu rambursabil. Care sunt provocările pentru perioada următoare? În primul rând, să reușim cu Rivera. Oamenii îmi doresc ca utilizatorii de la Bayer să spună acesta este produsul de care am avut nevoie. Asta mi-am dorit.
Aceasta este în momentul actual principala mea provocare. Iar pe de altă parte, îmi doresc enorm de mult să găsesc din ce în ce mai multe companii românești care să fie deschise în, în a-și analiza datele, a privi cu atenție la ceea ce se întâmplă în organizațiile lor și a fi interesați de cum să-și îmbunătățească procesul decizional, să decidă mai repede și mai bine.